Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Paladins. Astăzi vom juca cu Drogo, dragonul. Și personajul ăsta seamănă puțin cu Fera și în același timp seamănă și cu Reinhardt, într-un fel. Eu să cumpăr de aici Aggression. Aggression parcă se numea, nu? Da, Aggression. Și să sperăm că o să mă descurc. 5, 4, 3, 2, 1. Let the battle begin. Lupta a început și eu mă voi mișca ușor către obiectiv. O să dureze puțin, dar cred că voi face o treabă bunicică. Foarte bine, cred că i-am omorât pe toți. Da, aparent i-am omorât chiar pe toți. Ceea ce este destul de tare. Ok. Se pare că și eu am fost ucis la rândul meu. Ceea ce nu este groaznic, ținând cont că până acum am făcut o treabă destul de bună. Aparent, ținem obiectivul. Nu asta este problema. Să mă mișc pe aici. Ok. Avem aici ultimata. Cam așa. Binișor, puțin heal nu cred că ar strica. Ok, aparent Drogo știe să și zboare. Bun. Este un kill streak destul de bun. Oh, super. Aparent ultimata mea a fost oprită, dar partea bună este că noi avansăm încă destul de bine. Și nu uitați, dacă vă place această serie, v-aș ruga să apăsați butonul de like. Asta mă ajută enorm și cu cât facem mai multe like-uri, cu atât voi posta mai multe episoade, deci aici cred că toată lumea câștigă. Iar noi să ne mai mișcăm pe aici. Ok, aparent băieții ăștia încearcă să ne oprească. Ok, se pare că am fost ucis. Dar partea bună este că deja luptăm cam de la egal la egal. Bine, eu sunt ceva mai ok decât ei. Ei nu sunt chiar așa de ok, dar totuși cred că facem o treabă destul de bună. Point spawning in 15 seconds.
Încă puțin și vom putea pleca de aici. Va trebui să văd pe unde mă pot duce. Va trebui să încerc să-i flanchez. Cum ar fi să-i atac de la spate. Binișor, am început destul de ok. Să trecem aici. Încă puțin. Nemaipomenit. Ceva de genul. Destul de ok. Binișor. Totuși, aparent băieții ăștia încă vor continua să ne atace. Trebuie să mă mișc încât să ajung înapoi acolo și să încerc să-i înfrâng. Sper să și reușesc. The spirits do not rest. Da, aparent s-au pus pe treabă. Nu știu exact cine mă atacă pe mine așa de serios. Ceva lifesteal nu cred că ar strica. 10% lifesteal. Și atacurile mele dau destul damage, deci lifesteal-ul s-ar putea să fie util. Bun. Colegii încă sunt acolo. Teoretic, dacă îi mai țin pe inamici, vom putea să ținem overtime-ul ăsta și să-și câștigăm. Să mă mișc până acolo cât mai repede și să ne continuăm treaba. Nu trebuie să lăsăm punctul. Așa, încă puțin, încă puțin, de tot, de tot, de tot. Superb. Treaba asta a fost un succes. Iar acum trebuie să luăm ultima rundă și vom câștiga. Sună nemaipomenit.
chiar sună nemaipomenit. Mai mult lifesteal cred că m-ar ajuta. N-ar putea să fie rău. Și până acum am omorât 38 de inamici și am murit de 6 ori, ceea ce este destul de bine. O luăm pe aici. Ne strecurăm prin zona asta. Și trebuie să ajung în spatele lor. Ah, și-a activat ultimata mult prea departe de obiectiv. Deci cu siguranță nu va face absolut nimic cu treaba aia. Iar eu acum trebuie să mă duc până la obiectiv încât să-l putem captura. Ia... Triple kill. Superb. Le-am dat destul de mult damage și acum cred că i-am eliminat. Exact, victoria este noastră. Superb. Chiar a fost un match destul de bun. Personajul ăsta este foarte, foarte interesant. Vi-l recomand pe Drogo. Și după cum vedeți, statisticile vorbesc de la sine. Am dat cele mai multe multi-kill-uri, am dat cel mai mult damage, cele mai multe solo kill-uri, un singur solo kill și în total un număr de 43 de eliminări, ceea ce este absolut extraordinar. Iar cred că noi o să ne oprim aici. Vă mulțumesc că ați urmărit, sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!